Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție Bezei Live. Vorbim astăzi despre problemele stomatologice, despre anumite secrete pe care le vom primi de la medicii stomatologi, cum să ne înălbim dințișorii chiar acasă. Se poate și asta, dar mai sigur e în cabinetele stomatologice, bineînțeles. Vom mai discuta astăzi despre afecțiuni grave din sfera stomatologică și anume cancerul în zona gurii. Mai discutăm despre acele probleme gingivale, da? Retracțiile gingivale, ce pot fi semnale ale unor afecțiuni parodontologice. Dar mai multe despre toate aceste subiecte, trebuie să recunoaștem că nu sunt tocmai ușor nici de pronunțat, le vom discuta cu invitata mea de astăzi, domnișoara dr. Andreea Daniela Alexe, medic specialist protetică dentară. Bună dimineața, Andreea! Și te rog, salvează-mă cu toate aceste cu acești termeni, da, din stomatologie și cu aceste afecțiuni de care trebuie să recunosc chiar la începutul emisiunii am rămas așa puțin pe gânduri că vorbeam despre cancerul oral. Dar nu o să începem cu asta, pentru că mi-aș dori să nu începem cu ce e mai urât și mai tragic. Mi-aș dori să vorbim puțin despre albirea dinților și tu spuneai că o putem face chiar și acasă. Sigur că da. Albirea dinților se poate face și în cabinet și acasă, doar că în cabinet lucrurile sunt mai sigure, da? Și mai controlate. Este din ce în ce mai sigură această procedură, pentru că sunt diverse materiale, soluții care se folosesc și care nu mai sensibilizează la fel de mult dinții. Ce folosim noi în cabinetul stomatologic este, în primă fază, facem un control, vedem despre ce colorație este vorba, pentru că dacă sunt niște colorații intrinseci, adică în profunzimea smalțului, acolo e mai greu să obținem o albire dentară. Observăm dacă pacientul prezintă coroane dentare sau fațete, pentru că acestea nu pot fi albite, în mod evident, sau dacă are nevoie de plombe, da? De obturații frontale la nivelul dinților din față. Iarăși, plombele nu se albesc. Și dacă avem un caz de genul acesta, mai întâi albim dinții și aducem la o culoare dorită și abia apoi se schimbă plombele pentru a obține acea armonie. Am înțeles. Bun, deci fațetele dentare și plombele, odată ce sunt, da, fixate de medicul stomatolog, ele își păstrează acea nuanță în permanență, nu? Sau își modifică și ele culoarea de-a lungul fațetele timpului? Fațetele rămân aceeași culoare. Plombele dentare, în schimb, se modifică de culoare. Da. Adică, dacă avem o albire dentară, trebuie să ținem cont de faptul că în timp, în ani de zile, plombele acelea se colorează și vor necesita a fi schimbate la un anumit interval de timp. Este foarte importantă igienizarea de dinainte de a face această albire dentară. De precizat faptul că în cabinet se folosesc niște substanțe cu o concentrație mai mare de peroxid de hidrogen, aceasta fiind substanța care albește dinții, și se face protejând gingiile. Acasă pacientul, în schimb, tot așa în urma unei igienizări dentare, poate folosi acele benzi de albire, care sunt destul de cunoscute și promovate în mediul online, cu mențiunea că trebuie respectat timpul care se precizează pe prospect. Dacă ți se spune că trebuie să le ții 30 de minute, 30 de minute le ții. Dacă le ții mai mult, deja riști să-ți sensibilizezi foarte mulți dinții și ajungi la stomatolog. Am înțeles. Mai există, Andreea, și acele paste de dinți și vedem fel și fel de reclame, nu numai pe televizor, în general, și pe internet și în media. Pasta de dinți care face minuni, albește dinții. Cum procedăm? Apelăm la aceste trucuri? Funcționează într-adevăr? Și da și nu. Trebuie folosite cu precauție aceste paste de dinți, pentru că orice pastă de dinți care promite că albește dinții conține niște substanțe abrazive în componența ei. Dacă tu ești un pacient cu sensibilitate dentară și mănânci dulce, te doare, mănânci alimente reci, te doare și mai folosești și pasta respectivă, îți sensibilizezi și mai mult dinții, pentru că folosind-o ala lung, da, zi de zi, tu practic rachetezi distrugi smalțul. Da.
zilnic. Deci și acele paste de dinți trebuie folosite cu precauție și tot la recomandarea medicului stomatolog. Trebuie văzut înainte ce e acolo. Nu fac ceea ce promit, din păcate. Am înțeles. Dar dințișorii noștri sunt mai afectați de la ce anume? De la ce alimente sau produse își schimbă cel mai puternic culoarea, pigmentul? Alimentele acidulate, da, care acționează atât la nivel coloristic, colorează dintele, cât și sensibilizare prin intermediul acidului. Ce ar mai fi? Căpșunile iară s-a dovedit că ar avea un anumit pigment. Alimente ca sfecla roșie, iarăși, eu am avut un caz, o pacientă care... Rămân dințișorii roșii sau cum? Da, s-a întors la o săptămână la control și își făcuse un smoothie care conținea sfeclă roșie și trebuia amestecat și apoi înghițit și nu știam efectiv ce am mâncat. De acum o săptămână totul era ok și într-o săptămână erau dinții negri, efectiv. Bun, și cum ai reușit să le schimbi din nou culoarea? Prin tartraj, da, da. Altfel nu se pot duce acele colorați, nici măcar prin periaj dentar. Dar fumatul afectează culoarea dinților? Da, da, îi îngălbenește, dar fumatul acționează mai mult la nivelul circulației sanguine, de la nivelul gingiilor. Creează vazoconstricție. Adică vasele de sânge nu mai funcționează cum ar trebui. Se schimbă și culoarea gingiei în timp. Se închide la culoare. Se închide la culoare, da, și afectează dintele, pentru că practic gingia aceea hrănește dintele. Și dacă ea este afectată, clar dintele suferă. Este un semn foarte interesant aici la fumători. Gingia lor nu sângerează. De exemplu, dacă au afectată, dar pentru că au vazoconstricție, au mai puțin sânge în gingii, practic. De aceea ei ajung la stomatolog abia când dinții se mișcă. Adică prea târziu. Da. Când încep să cadă. Exact. Da, nu sună bine deloc, așa că trebuie să fim atenți la cât fumăm. Cei care fumează. Bun, odată ce ajungem în punctul în care suntem nevoiți să facem aceste detartraje și înălbiri ale dinților, presupun că trebuie să continuăm și dacă da, la ce perioadă de timp este indicat să mergem să facem această înălbire a dinților? La un an de zile, nu mai recent de un an de zile, pentru că sensibilizăm dinții. Dacă totuși obținem o mică sensibilizare după albirea respectivă, se pot face desensibilizări, se poate interveni, se pot folosi acele paste pentru sensibilitate dentară care, zic din propria experiență, sunt foarte bune și eficiente. Chiar funcționează. Acelea, da. Au anumite substanțe care blochează tubulii dentinari și împiedică transmiterea impulsului la nivelul nervului. Deci la un an de zile, albirea dentară. Clar, nu mai recent de atât. Iar periajul dentar sau detartrajul la ce perioadă de timp? Eu îl recomand la 6 luni. La 6 luni? Da, la 6 luni de zile. Este ideal. Da, multe persoane le auzi că spun e o senzație ciudată când mergi la detartraj pentru că ai senzația că rămâi fără dinți în gură. Da, ai mai mult loc în gură. Exact. Da. Odată ce îl îndepărtezi, așa este. Na, limba se obișnuiește cu ce este pe acolo și în momentul în care îndepărtăm, clar senzația e un pic ciudată, că nu mai are prea mult loc. Bun, acum pentru că e important să facem aceste lucruri pentru a avea o imagine a denturii noastre cât mai frumoasă, acum cei mai mici, mai tineri, mă refer, de la ce vârstă un adolescent poate să apeleze la detartraj, la periaj, la albirea dinților? Atunci când este nevoie, când simte nevoia. De exemplu, am avut pacienți și de 14-15 ani pe care i-am văzut la detartraj. Deci nu este o limită de vârstă, da? Nu este o limită pentru detartraj. Pentru albire eu aș mai aștepta un pic, 17-18 ani, să zic. Da, ar fi mai recomandat așa, să ne apropiem cât mai mult de procesul de încetinire a creșterii organismului. Observăm acum la mai mulți copilași acele pete pe dințișori care apar din cauza dulciurilor, a sucurilor, a
În momentul în care dintele este afectat de o asemenea pată, se mai remediază problema? Va avea în permanență probleme copilul acela? Depinde de alimentația pe care o are, de mediul în care a crescut. Pe vremuri se folosea o cantitate foarte mare de flor în apa potabilă. Acum se folosește în țările nordice. Și florul acela în exces dăunează. Da. Depinde. Dacă a fost, nu știu, mama a folosit o anumită medicație în timpul sarcinii, iarăși poate afecta dantura copilului, acel medicament de care probabil ai auzit, tetraciclina, care este nociv pentru dinte și dă niște colorații care efectiv nu mai ies de acolo. Na, se pot găsi soluții ulterior, cu o fațetare, cu coroane dentare, dar ce ajunge în interiorul smalțului e mai dificil de rezolvat ulterior. Bun. De asemenea, ne-am propus să vorbim și despre aceste afecțiuni gingivale. Și iar nu vine să pronunț. Parodontoză. Da. Aceste afecțiuni gingivale care apar când ne așteptăm mai puțin și apar brusc, pentru că de multe ori, chiar dacă e o sângerare la periaj, spunem, poate e mai sensibilă gingia, că a mâncat poate mai sărat, mai nu ne speriem foarte tare. Și dar sunt totodată, dacă ne sângerează altă parte din corp, ne speriem. Atunci ne speriem, da. Da, și mulți dintre noi spunem, nu-i nimic, nu e ceva foarte grav, mai aștept. Ce se întâmplă dacă așteptăm prea mult cu aceste sângerări gingivale? Ajungem să pierdem dinții. Asta este deznodământul catastrofal dacă nu ajungem la timp. Curios este că boala asta parodontală nu are o vârstă anume. Ea apare și la copiii de 14-15 ani și poate avea mai multe cauze. Cea mai răspândită ar fi cea cu retracțiile gingivale care aduc spre boală parodontală. Și aici avem ca și cauze frecvente periajul intempestiv, adică atunci când frecăm atât de tare dinții încât avem senzația că îi lăsăm super curați, super sănătoși, dar de fapt afectăm foarte mult și gingia și smalțul dintelui. Perii prea duri ai periuței dentare, traume ocluzale. Când nu avem o mușcătură corectă, când avem înghesuiri dentare, când avem un bruxism nocturn pe care nu-l tratăm cu o gutieră, de exemplu, cauzele pot fi multiple, dar în general, pentru boala parodontală, este placa bacteriană pe care nu o curățăm și se transformă în tartru și care conține niște agenți patogeni care dau această boală parodontală. Pierderea osului pe românește și stabilitatea dinților ulterior. Sunt mai predispuse anumite persoane la aceste afecțiuni? Bărbații, din păcate. De ce? Au o predispoziție anume. Asta s-a observat în timp. Săracii, da. Bărbați la toate bolile, din păcate, da, sunt 30-40 de ani, bărbații sunt afectați în mare parte de aceste modificări. Da. Da. Și ce se întâmplă în momentul în care ajung prea târziu la stomatolog? Iar verdictul e clar. Domnule, din păcate nu mai putem salva dinții. Ce se face atunci? Cum se intervine atunci? Se încearcă tot felul de metode până la etapa chirurgicală, adică cea în care extragem și punem implant, de exemplu. Se face un detartraj în primă fază. Da? Și dacă nu mai ai la ce face detartraj? Îl faci totuși, pentru că poți stabiliza ulterior printr-o grefă gingivală, de exemplu, parodonțul respectiv. Apoi se face un chiuretaj prin instrumentar mecanic, curățăm foarte bine tartrul pe care nu-l vedem în gură, ci este pe la nivelul rădăcinii. Am înțeles. Foarte, foarte profund. Ce mai putem face ulterior este terapia cu laser, care este din ce în ce mai cunoscută și mai răspândită. Aceasta sterilizează practic pungele acelea parodontale, adică omoară niște bacterii pe care eu nu le pot îndepărta nici cu detartrajul, nici cu instrumentarul prin chiuretaj. Da. Și sterilizez practic toată zona și apoi stau în expectativă. Aștept să văd cum răspunde organismul la tot ceea ce am făcut, cum se regenerează. Cât se așteaptă? În asemenea cazuri grave, de exemplu, se vine la control și la 2 săptămâni, și la 1 lună, Am și înțeles. La 2, din aproape în aproape, se mai fac radiografii,
Da, se monitorizează foarte bine situația. Nu se poate salva și nu avem niciun sort de izbândă, ajungem la implant. Da, și implantul și acesta trebuie să aibă terenul propice pentru a fi montat, nu? Pentru că sunt situații în care e nevoie chiar și de adiție osoasă. De fiecare dată este nevoie de adiție osoasă. Da? Implant, pentru orice implant se face adiție osoasă? Se face, da, pentru că atunci când punem un implant, trebuie să fim conștienți de faptul că rata de pierdere osoasă în timp va fi mai mare decât dacă am avea dintele nostru acolo, rădăcina noastră. A, diferența da? Dintre rădăcina dintelui și implant este că noi avem ligamente și legături vasculare cu osul. Uh-huh. În schimb, implantul este un șurub din titan ancorat în os, nu se mișcă, nu interacționează cu osul niciun fel, doar se osul integrează acolo, rămâne stabil pentru a susține o coroană pe viitor. Deci ce este al nostru e sfânt. Un alt subiect pe care mi-aș dori să-l discutăm și chiar e, cred că, printre cele mai importante, legătura aceasta dintre bolile parodontale și bolile cardiovasculare. Și nu numai cele cardiovasculare, că știm că de la o dentiție proastă apar și probleme gastrointestinale și probleme renale uneori. Da. Ce legătură are boala parodontală cu afecțiunea cardiovasculară? Totul are legătură în organismul uman. De aceea noi când facem facultatea de medicină, mai întâi facem 2 ani de facultate de medicină generală. Uh-huh. Ca să învățăm cum funcționează întreg organismul. Abia apoi, din anul al treilea, intrăm în specializarea noastră. Se tot aude, băi, am o infecție dentară, dar ce, că nu se moare de la asta? Ba da, se poate muri de la asta. Categoric. Mai ales atunci când se face o extracție dentară și acolo avem o infecție și sunt medici care, din păcate, fac extracții dentare în acut, adică când pacientul este umflat. Toată acea bacteriemie care se află acolo poate ajunge la nivelul inimii prin circulația sanguină. Endocardita bacteriană este cea mai răspândită boală în domeniul ăsta, adică tot ce înseamnă extracție dentară cu infecție poate prezenta un risc de endocardită bacteriană, adică o afecțiune la nivelul inimii care poate fi fatală pentru Am pacient. Înțeles. Deci nu se fac extracții, da, în momentul în care zona dintelui sau a măselii există acel absces, acea umflătură, acea pungă de infecție, pentru că se poate ajunge aici. Ce e recomandat în momentul în care un pacient se adresează medicului și spune: domnul doctor, doamna doctor, am o infecție la o măsea, e acel absces plin cu infecție. Da, mai întâi se deschide dintele, se elimină infecția de acolo și se merge pe rețetă de antibiotic și antiinflamator. Și în momentul în care nu mai avem inflamație la nivelul dintelui și lucrurile sunt safe, vedem dacă îl putem salva printr-un tratament endodontic sau dacă este de extras. Bun. Vedem, cum spunem, vedem pe o radiografie, pe un CT, pe un ortopantomograf, pe ce anume observă medicul, dacă de acolo a dispărut infecția sau nu. Se fac radiografii atât la nivelul întregii guri, cât și punctat pentru fiecare dinte în parte. Pentru dintele respectiv se face o radiografie mică de detaliu. Se poate face și un CBCT dacă vedem că infecția este în legătură cu sinusul maxilar, de exemplu, sau cu un canal mandibular unde avem nervul care trece pe acolo. Da, se fac multe examene complementare ca să putem stabili dacă păstrăm dintele respectiv sau dacă poate fi salvat, că orice rădăcină poate fi salvată și ne putem ajuta de ea să construim un dinte. Da, orice se poate salva. Ce se întâmplă în situația în care un pacient are, să spunem, nevoie de un implant, iar acel dinte este foarte aproape de sinus? Se poate implanta, se poate face implant într-o zonă unde e sinusul foarte coborât? Se poate, da. Se poate face sinus lifting, adică ridicăm membrana sinusală, facem adiție osoasă, punem implantul, așteptăm o perioadă de 6-9 luni de zile, depinde de fiecare pacient în parte și de pierderea osoasă pe care o are,
și abia apoi construim coronița pe implantul respectiv. Se poate face, da. Deci există soluții pentru orice și vorbeam într-o emisiune anterioară de acea dantură în câteva ore. Da, în 24 de ore. Deci vii la cabinet, tu nu mai ai rezerve dentare și pleci în 24 de ore maxim, da, cu dințișorii perfecți. Și chiar am văzut niște filmulețe pe rețelele de socializare, era un tânăr care a recunoscut, a spus: domnule, am ajuns la stomatolog, nu mai aveam dinți. Da. Asta până în ultimul moment. Și era extrem de încântat și se vedea pe fața lui acea mirare și bucurie că în câteva ore a plecat și avea dantură și zâmbea și era foarte fericit. Despre ce e vorba? Cea mai tânără pacientă pe care am avut-o cu un astfel de caz avea 23 de ani. Wow. Și a pierdut dinții din față, dinții frontali. Și a trebuit să facem o astfel de intervenție, să punem două implanturi în zona frontală și să îi construim patru incisivi. Uh-huh. Și da, efectul a fost wow și pentru ea, era foarte fericită. Nu-i venea să creadă că are dinții. Mai ales când sunt cei din față, că îți mai pică un dinte mai, da, din spate, că e o măsea, dar când e în față... Și la o vârstă atât de fragedă, da, da, e ceva major. Tehnologia ne ajută în momentul de față să facem lucruri minunate pentru pacienții noștri, iar invenția asta cu all-on-4, pe care o numim noi, da, cu provizorii pe dinți, pe implanturi timp de 6 luni de zile și abia apoi să avem lucrările finale, este o soluție ideală pentru pacientul care nu mai are niciun dinte bun și care nu mai poate fi salvat. Bun, dar în cazul în care mai sunt câțiva dinți buni, se extrag și aceia pentru această procedură? Nu, sau se lasă, se pilesc și se pune coroniță sau cum? A extrage un dinte bun și care poate susține o lucrare este malpraxis. Nu facem așa ceva. Căutăm să ne agățăm de fiecare dinte în parte care mai este bun. Punem implanturi intercalate în zonele în care nu mai avem dinți, uh-huh, și facem o dantură coerentă, da, completă pentru pacient, ajutându-ne și de dinții pe care îi mai are, da. Bun, pacientul care a primit o astfel de lucrare, da, aceste câte implanturi ai spus? 3 sus, 3 jos sau 4 sus, 4 jos? De obicei se pun 6 sus și 4 jos, minimum. 6 sus, 4 jos. Depinde de vârstă. Bun. Acel pacient va mai avea aceeași putere în maxilar, în mandibulă? Va mai putea mesteca alimentele cu aceeași forță? Da, are anumite restricții? Va putea duce o viață normală, cu o alimentație normală. Ce se schimbă în cazurile astea este percepția. Adică? Nu mai poate simți la fel mâncarea atunci, uh-huh, când o plimbă prin cavitatea orală. Nu e ca atunci când ai dintele tău. Ca, da, și la o unghiuță, dacă ai gel pe unghii, nu mai simți. Exact, da, trebuie conștientizat lucrul, da, ăsta, că nu e de acolo. Adică e de acolo, dar nu e al tău. E ceva cu care tu o să te obișnuiești să trăiești, mm-hmm, în timp. Dar nu mai simți, da, la mușcătură? Se schimbă percepția un pic, da, da, da. Dar dacă lucrarea este făcută într-o mușcătură corectă, probleme n-ar trebui să fie nici la alimentație, nici la vorbit, la absolut nimic. Am înțeles. Bun. Și pentru că știm cu toții că în momentul în care primim poate și un implant sau o coroniță, e vorba de acel corp străin. Sunt pacienți care refuză această lucrare pentru că nu se pot obișnui, o simt ca un corp străin sau cât durează acomodarea cu această... În decurs de o săptămână lucrurile ar trebui deja să fie în regulă, mm-hmm, pentru pacient. Eu chem pacienții la în 7 zile ca să-i văd și să discutăm, să-mi spună cum s-au simțit cu lucrarea. E bine, nu-i bine, deranjează ceva. Na. Nu...
Adică nu există și cazuri în care pacientul să spună, domnișoara doctor, efectiv nu pot accepta, parcă nu-s dinții mei, parcă nu... Da, mă gândeam acum la un caz, n-am avut. Nu. Nu. Lucrurile astea se întâmplă la proteze, în schimb. Așa. Acolo pacientul întâmpină probleme în a se adapta cu proteza aceea mobilă, pe care trebuie să o scoată, să o îngrijească și apoi să o pună la loc. E un handicap major, mai ales psihologic, pentru un astfel de pacient. Acolo am întâmpinat probleme de adaptare. Acele proteze mobile care pacientul le scoate, o scoate seara, exact, și trebuie igienizată și introdusă la loc. Și... eventual într-un pahar cu apă și cu o soluție de curățare lăsată peste noapte și a doua zi se pune. Da, nu e o viață ușoară cu proteza, iar eu cu asta încep când recomand proteze. Încep cu dezavantajele. Da. 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 Ca să înțeleagă de la bun început că așteptările pe care le are nu vor corespunde cu realitatea. Da, din păcate sunt și situații în care se ajunge și acolo. De aceea, da, e foarte important să mergem la stomatolog, chiar și la acele controle regulate, nu neapărat când ne doare ceva sau când avem o problemă majoră. Exact. Un alt subiect pe care aș vrea să-l discutăm e cel despre evoluția tehnologiei, da, în privința acestor coroane dentare. Și spuneai tu că există și o scanare intraorală care te ajută să stabilești. Da, scanare intraorală, da. O despre ce e vorba? Digitală, practic. Uh-huh. În care nu mai folosim alimentele. Cred că ne e foame. materiale clasice de amprentare, da? La care pacientul poate, îi se face rău, are acea senzație de greață, nu suportă. Uh-huh. Avem un scanner intraoral care este conectat la un calculator și arată ca acea lampă pe care o folosim la plombe. Lampa aceea cu lumină, fotopolimerizatoare. Așa. Și o plimbăm prin cavitatea orală și scanăm partea de sus, partea de jos, mușcătura și avem astfel o imagine de ansamblu a danturii pacientului. Iar dinții se fac prin design digital. Facem totul digital. Ce frumos! Da. Și chiar se poate micșora timpul de lucru, adică dacă, de exemplu, o coroniță dentară pe care o fac în, nu știu, 2 zile prin amplentă clasică sau chiar 3, într-o oră jumătate pacientul poate pleca cu coronița direct acasă, după scanare. A, da? Da, e foarte rapidă. Țac-pac! Țac-pac, da. Și cum se aleg culorile acestor coronițe? Pentru că, uite, sunt doamne, domnișoare și nu numai, și domni care își doresc acea dantură foarte albă și imaculată, dar care nu e tocmai estetică. Estetică, da. Și se vede că nu e de acolo, pentru că la un moment dat dinții noștri își modifică culoarea, nuanța. Sunt convinsă că ai și tu discuții cu pacienții tăi vis-a-vis de alegerea culorii, nu? Este foarte importantă comunicarea. Așa. În orice domeniu. Uh-huh. Să comunicăm, să discutăm, să ajungem într-un punct comun. Bineînțeles că nu poți să zici nu faceți ca mine. Până la urmă faci cum își dorește și pacientul, dar îi expui toate variantele și îi explici că e mai bine să se vadă mai natural, exact, să nu știe lumea că tu ai dinți puși, mm-hmm, să pară că-s de acolo, că te-ai născut cu ei, nu e mai frumos așa? Exact, da. Exact. Și da, am făcut acea culoare la o pacientă la care te gândești tu, mm-hmm, foarte, foarte albă, mm-hmm, dar am complotat un pic cu tehnicianul și am mai adăugat translucid aici pe acolo, ca să... Totuși să se vadă frumos, să nu se vadă ceva artificial. Da, pentru că e vorba și de numele medicului și în momentul în care tu trebuie să faci o chestie care e prea exagerată... Ți se duce vorba, da? Exact! Trebuie să ai foarte mare grijă în alegerea acestor culori și, de asemenea, mai observăm pe la alte persoane acele...
cum se cheamă, bijuterii, diamante, mai sunt la modă? Se mai cer acele pietricele? Nu, n-am, am pus o singură dată în viața mea, așa asta, acum mulți ani. Dar nu, nu se mai... Deci nu se mai caută așa ceva, nu? Ștrasuri, da, 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 da. Nu, nu se mai poate. O altă modă în ultima, în ultimii ani a fost aparatul dentar. Adică acum a devenit o necesitate. La oameni care chiar n-aveau nevoie și aplicau aceste aparate dentare. A, doar așa că se purta. Doar de modă, cum era cu ochelarii când eram mai mici. Bun, și pentru că ne-am propus... Și am ajuns, ajungem spre finele emisiunii și am spus că vom discuta puțin și despre cancerul oral. Da. Ce este această afecțiune? Ce reprezintă? Bine, știm ce înseamnă cancerul, neoplasmul, dar cum se manifestă în cavitatea orală? Care sunt semnalele? Care sunt simptomele? Se manifestă foarte tăcut în cavitatea orală. Și destul de parșiv cancerul ăsta oral, pentru că nu îl vezi, nu îl simți, nu doare în primele stadii, atunci când poate fi contracarat. Dar dacă avem o leziune la nivel dentar, la nivelul gingiilor, care nu se vindecă în 2 săptămâni, dacă avem dificultate la înghițire, astea ar fi niște semnale care ar trebui să ne conducă spre medicul stomatolog în primă fază, iar de acolo spre biopsie sau spre oncologie dacă este cazul. Avem și un aparat în clinicile dentare cu anumită lumină care poate vedea pe loc dacă este o leziune care necesită a fi dusă spre biopsie. Da. Da, asta este cel mai important, prevenția. Dacă este descoperit în stadiul 1 spre 2, se poate interveni rapid, se excizează de acolo leziunea cu margini de siguranță, se dă spre biopsie, vedem ce e de făcut pe viitor. Stadiile 3-4 e deja un pic mai complicat. Probabil că e cu metastaze și prin alte părți exact, ale corpului. Da, și mai ales la nivelul cavității orale, când trebuie să excizăm, nu știu, o parte din mandibulă sau o parte din buză sau o parte din limbă. Da, e mai complicat. Da, bun, ai avut astfel de cazuri? Am avut un domn pe care l-am îndrumat spre oncologie, da. Da, am avut. Și avea s-a dovedit ulterior dacă era cancer în stadiu 2. Bun, și ce leziune avea? O avea o leziune pe limbă care nu mai trecea. Bun. Nu se mai vindeca, îl durea la alimente, la acid. Dar era cum? O rană, o umflătură? Ca o ulcerație. Ca o ulcerație. Da, 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 da. Care, na, o putem confunda spune cu o aftă, nu? Exact. Sau putem spune că avem la, nu știu, alimente foarte dure pe care le-am mâncat sau foarte acide sau foarte fierbinte și ignorăm. Dar dacă ea nu trece în alea 2 săptămâni, deja trebuie să ne punem un semn de întrebare și să mergem să vedem despre ce e vorba acolo. Întreb lucrurile acestea pentru că de multe ori, cum spuneai și tu, e această sensibilitate și mai apare o aftă. Fie nu ne-am hidratat sau am mâncat ceva prea sărat. Care sunt motivele pentru care apar aceste afte în cavitatea orală? Alimentele, unele alimente la care putem face aceste reacții, da? Căpșuni, nuci, alune, alimente dure, aparatul dentar, iarăși de la aparatul dentar am auzit foarte mulți pacienți care reclamă apariția aftelor. Sau sunt anumite, nu știu, boli generale care se manifestă și cu afte la nivelul cavității orale. Boli ale copilăriei, de exemplu în scarlatină mai apar aceste afte. Da, depinde. Bun, la aceste tipuri de cancer, pacientul își mai poate lucra dantura odată diagnosticat cu un cancer oral? Trebuie rezolvată această problemă. Asta reprezintă urgența, că are el o carie și trebuie făcută, deja trece pe planul secund. Trebuie rezolvat problema asta cu cancerul, da? Dar vedem cum pacienții oncologici pot apela la serviciile stomatologice? Da, sigur că da. Nu sunt riscuri mai mari în aceste cazuri?
nu sunt riscuri mai mari, ei pot apela la noi, dar nu în faze acute. Da? Uh-huh. Adică nu pot să fac nici măcar un detartraj unui pacient care are o leucemie acută, care are niște gingii foarte îngroșate, roșii și care sângerează. Pentru că uh-huh. și un simplu detartraj îi poate provoca o hemoragie care ulterior să ducă spre deces, atât de grav situația. Da. Dar dacă el se află într-un program de radioterapie sau chimioterapie sau nu influențează cu nimic tratamentul stomatologic, eu îl pot trata și îl pot ajuta. Bun, tratament stomatologic presupun că se face, dar se mai pot face implanturi la un pacient oncologic? Se mai pot face adiții osoase? Adică dacă situația este sub control, da, se pot face, da, sigur că da. Sau temporizăm, așteptăm să termine radioterapia sau chimioterapia și intervenim ulterior ca să nu se suprapună și să nu se atace una pe alta cumva, să nu interfereze. Am înțeles. Bun, acum pentru că ne urmăresc și cei mai în vârstă, ne urmăresc și cei mai tineri, poate și copiii deși sunt la școală, tare mi-aș dori să facem așa un mic instructaj în periatul dinților și în igienizarea cavității orale, pentru că noi spunem cu toții că știm bine să ne spălăm pe dinți, dar nu știu cât nu de știm. Bine știm. Așa este, da. Așa că explică-ne tu, te rugăm, Andreea, cum se face periajul, de câte ori pe zi, cât trebuie să dureze, cum mișcăm mâna, e mai bună peria clasică, e mai bună peria electronică, ce fel de pastă de dinți. Să încheiem așa, într-o notă de informare și de plus. Periajul dentar se face de minim 2 ori pe zi, dimineața și seara, cu o periuță manuală sau electrică, depinde de fiecare în parte, cum își dorește. Într-adevăr, cea electrică ar fi mai eficientă din cauza rotațiilor pe care le face. Cu cea manuală, prin mișcări circulare, dinspre gingie spre dinte, prin mișcări de scoatere, da? Circulare, ca și cum am trage gingia în jos. Uh-huh. În partea de jos, ca și cum am trage gingia în sus. Nu mișcări verticale, nu frecăm cu o presiune excesivă, pentru că, așa cum am spus, afectăm gingia și ulterior dintele. Bun. În completarea periajului dentar folosim o apă de gură și mai putem folosi un duș bucal. Uh-huh. Dușul bucal este mai puțin cunoscut, am observat eu în practica mea, dar este foarte eficient pentru că ajută la curățirea spațiilor interdentare unde putem intra, de exemplu, cu ața dentară. Dar dacă suntem mai comozi și vrem să mai câștigăm timp, folosim dușul bucal care durează 1 minut. Acesta este foarte eficient, se poate lua și în vacanță, este destul de micuț, ori se conectează la rețeaua de apă din casă, ori se pune apă într-un recipient special și are mai multe capete, poate fi folosit de toți membrii familiei. Și se mai joacă și copiii cu ei, da, cu el prin casă. Eu recomand mai ales pacienților care au aparat dentar sau care au multe lucrări dentare, uh-huh, pe implanturi, uh-huh, mai ales acolo. Da. Și ne prezentăm la medicul stomatolog măcar la 6 luni de zile pentru o igienizare profesională, un detartraj, un periaj și un airflow. Bun. La copii, cum alegem pasta de dinți? În funcție de vârstă. Da. Îi lăsăm să se spele cu pasta noastră de dinți sau nu? Nu. În niciun caz, pentru că ei o înghit, nu au controlul suficient. Sau care sunt riscurile? Riscurile nu sunt mari, dar dacă înghite pasta de dinți în fiecare zi, s-ar putea ca după o săptămână să avem o problemă. Bun. Da. Deci pasta de dinți conform vârstei, da? Alegem, da, în funcție de vârsta copilului pasta, da, de dinți. Da, și o aromă care să-i placă lui și la care să nu strâmbe din nas. Căpșuni. Da. Așa. Zic că mami abia aștept să mă spăl pe dinți, că are, exact, aroma aia de căpșuni și îmi place. Exact. Ața dentară la copii... Mai dificil la ei cu ața dentară, nu prea, uh-huh, știu ei să o folosească și oricum până se definitivează dantura, ei au spații interdentare care nu necesită a fi curățate. La pacienții cu aparat dentar, în schimb, se folosesc niște periuțe mici interdentare, uh-huh, care nu afectează cu nimic și sunt ușor de utilizat. Bun.
Și, nu știu, un secret așa, cum să ne facem noi albirea aceasta acasă. De exemplu, trebuie să ieșim rapid din casă, am băut o cafea, ne spălăm pe dinți, dar totuși nu avem acel alb. Nu bem cafea și apoi albim dinții. Nu, nu. În niciun caz. Deci dacă avem treabă prin oraș și trebuie să avem o dantură impecabilă. Facem de seara lucrul ăsta, eventual. Așa. Da. Eu personal am folosit benzile de albire de care ți-am spus și care sunt eficiente. Am observat diferențe de o nuanță, două. Aplicate seara, după periajul dentar, ținute o oră. Ale mele se țin o oră, nu știu, mai sunt și care se țin jumătate de oră sau 20 minute, depinde de producător. A doua zi aveam dinții albi, frumoși, cum mi-am dorit. Dar e bine să ne consultăm cu medicul nostru stomatolog înainte de a ne achiziționa neapărat aceste benzi. Neapărat, da. Da. Adică nu facem clar, chiar așa de capul nostru, nu. Mai ajungem. Măcar să știm ce concentrație de peroxid de hidrogen să conțină benzile respective. Și mai este o metodă acasă cu gutiere de albire. Gutiere pe care le facem noi în cabinet și cu o substanță. Tot așa, se pune substanța în gutieră, se aplică jumătate de oră, o oră, iarăși depinde de produsele pe care le folosim și iarăși obținem o albire dentară acasă, controlată, respectând timpul indicat și în condiții de siguranță. Am înțeles. Le-am discutat pe toate? Mai avem? Mai era ceva ce ne-am propus să vorbim? Am discutat cam tot, dar ce ne-am propus pe ziua de astăzi. Bun. Atunci, ce să spunem, tehnologia a avansat foarte mult pe partea stomatologică. Asta e important de știut, da. De asemenea, ar trebui să precizăm faptul că în momentul în care mergem la un cabinet stomatologic, este foarte important să avem după noi și aceste radiografii, da, CT-uri. Un istoric. Da, da. Medicul trebuie să vadă pe imagine ce se află în cavitatea noastră orală. Medicul nu are de unde să știe. El vede poate dinții, da, afară, ce se vede, da, cu ochiul liber, dar e foarte important imaginea. Nu putem să facem un plan de tratament exact complet dacă nu avem și o radiografie. Eu văd în cavitatea orală, dar nu pot să văd prin os. Exact. 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 Și e important, da, să facem și această radiografie. Andreea, îți mulțumim tare mult pentru prezența în platoul BZI Live de astăzi. Te mai așteptăm cu mare drag și ca de fiecare dată vii la noi cu informații extrem de utile pentru noi, pentru urmăritorii BZI. Și cu siguranță și în emisiunile următoare vom avea subiecte la fel de interesante. Îți dorim o zi frumoasă, liniștită, cu cazuri ușoare la cabinet. Da, niște cazuri interesante. Da, mult succes și o zi minunată. Mulțumesc asemenea. Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi pe BZI. Nu plecați de la ora 10.30 și de la ora 12.30. Intră în direct dumneavoastră colega mea, Roxana Caraiman. De la ora 14.30, colegul meu, Valentin Huțanu. Iar de la ora 16, colega mea, Georgiana Adam. Eu vă doresc o zi frumoasă, liniștită. Să ne revedem cu bine și mâine. Toate cele bune!